Aș vrea să vă citesc câteva versete din Scriptură, de la Habacuc, capitolul 3. Și voi citi, începând cu versetul 16, datorită faptului că vreau să vă arăt că atunci când Habacuc a spus ceea ce urmează să auzim de la versetul 17, a spus într-un context greu, într-un context tensionat, într-un context în care mânia lui Dumnezeu stătea să se aprindă, într-un context pe care niciunul n-am vrea să-l trăim și într-o vreme pe care n-am vrea să o trăim. Dar într-un moment dificil și delicat, totuși Habacuc a putut să spună câteva cuvinte extrem de importante pentru viața noastră și extrem de pline de îndrăzneală sfântă. Am să încep citirea începând cu versetul 16 și haideți cu liniște, cu respect și cu luarea minte să ascultăm acest cuvânt al Bibliei care spune așa: când am auzit lucrul acesta, mi s-a cutremurat trupul la vestea aceasta, mi se înfioară buzele, îmi intră în putrezire în oase și îmi tremură genunchii. Căci aș putea oare aștepta în tăcere ziua necazului, ziua când asupritorul va merge împotriva poporului? Căci chiar dacă zmochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Domnul Dumnezeu este tăria mea, El îmi face picioarele ca ale cerbilor și mă face să merg pe înălțimile mele. Către mai marele cântăreților, spunea asta Habacuc, de cântat cu instrumente, și Dumnezeu să pună asta și în inima noastră și să facem din astfel de cuvinte un cântec al vieții noastre. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Dragii mei, preț de câteva momente vom sta în fața cuvântului sfânt al Bibliei și vreau să vă duc cu gândul la o temă și la un aspect extrem de important pentru viața și pentru sufletul nostru. Așa cum se spunea aici și la timpul de rugăciune, viața nu e presărată întotdeauna cu momente doar frumoase. Și viața uneori e presărată și cu momente dificile pe care nu ni le dorim. Acum, așa cum la un moment dat răspundea un frate când i-a întrebat: cum ești, frate, cum o duci? Fratele ăsta spunea așa: din bucurii în bucurii. Și parcă atunci când îți răspunea că din bucurii în bucurii, ziceai: bă, ce bine mere la ăsta, numai mie mere rău. Dar continua acest frate și spunea: din bucurii în bucurii, dar între ele nu spun cei. Că e adevărat, viața e din bucurii în bucurii, numai că între ele, între bucurii, sunt deseori și momente pe care uneori nici măcar nu le putem anticipa. Unul din aspectele importante în viața unui om e îndrăzneala sfântă. Aici trebuie să fac câteva remarci pentru că astăzi, în generația în care noi trăim, cuvântul ăsta îndrăzneală a devenit într-un sens negativ și la un moment dat când vorbești de îndrăzneală te uiți la unul care are tupeu, care are un curaj ilegal. Nu. Biblia vorbește de îndrăzneala aceea sfântă. Inclusiv Domnul Iisus a spus: îndrăzniți, căci eu am biruit lumea. Spunea Domnul în câteva contexte: îndrăzniți, nu vă temeți. Pentru că unul din aspectele foarte pierdute ale vremurilor noastre e acea îndrăzneală în care să-L mai crezi pe Dumnezeu, în care să spui: chiar dacă lucrurile într-un fel sau în altul vor lua razna, eu voi îndrăzni să-L cred pe Dumnezeu, să-L iubesc pe Dumnezeu și voi îndrăzni să mă bucur în Dumnezeul meu. Nu o să intru în contextul pe care îl trăia Habacuc, dacă și chiar vă provoc, citiți cartea aceasta, veți citi prorocia aceasta, veți citi rugăciunea lui Habacuc, veți vedea contextul în care acest om al lui Dumnezeu a putut la un moment dat să spună: căci chiar dacă zmochinul nu va înflori,
Vița nu va mai da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura. Pentru că să spui asta și să nu fie doar un slogan și să fie de adevăratelea o realitate a vieții unui om, omul trebuie să aibă acea îndrăzneală sfântă să-L creadă pe Dumnezeu, să-și pună toată încrederea în Dumnezeu. Noi vorbim de încredere, vorbim chiar de faptul că îndrăznim la Dumnezeu, dar, dragii mei, când vorbesc de îndrăzneală în dimineața aceasta, nu mă refer la acțiunea de a face efectiv, și mă refer la acel moment în care tu chiar crezi și îndrăznești să crezi că în urma trăirii pe care tu ai, Dumnezeu binecuvintează rugăciunea, viața, cererea. Pentru că mulți îndrăznesc îndrăzneala asta omenească și au curajul să meargă, să ceară ceva, să ceară un anume lucru, chiar dacă viața nu este așa cum Dumnezeu o cere. Nu despre îndrăzneala asta încărcată în tupeu vreau să vă vorbesc în dimineața asta, și despre acea îndrăzneală care vine în urma unei trăiri frumoase, acel curaj sfânt, acea încredere neclintită că Dumnezeu rămâne la cârma tuturor lucrurilor. Noi când venim înaintea lui Dumnezeu, spre exemplu, și cineva trece prin suferință, îndrăznim să-i cerem Domnului ca Domnul să vindece, spre exemplu, ca Domnul să intervină. Și, dragii mei, ne ascundem sub pelicula faptului că Dumnezeu face tot ce vrea și e foarte adevărat. Dar când Domnul vine cu îndrăzneala sfântă și această îndrăzneală e susținută de o viață curată, ascultați-mă bine, rugăciunea aceea ajunge direct la tronul de milă și de îndurare a lui Dumnezeu. Pentru că Domnul e foarte bucuros când oamenii îndrăznesc, când oamenii au curajul acesta de a-L crede, de a-L pune pe Dumnezeu în centru. Am să fac acum o scurtă remarcă la în momentul în care Domnul a venit umblând pe mare și când s-au speriat și când a ajuns acel moment delicat în barca ucenicilor. Știți ce a spus Domnul? Îndrăzniți, nu vă temeți, îndrăzniți. Petru a fost acel care a îndrăznit. Și până într-un punct, îndrăzneala lui a fost susținută de Dumnezeu, se uita la Hristos. Când a început să se uite la valuri, tot curajul lui, toată îndrăzneala lui s-a epuizat, era deasupra valurilor, s-a scufundat, a trebuit să întindă Domnul mâna. Pentru că Domnul îi încurajează pe oameni să îndrăznească la El. În momentul în care cineva, în tumultul vieții, în momentele delicate și complicate ale vieții, da, îndrăznesc să-L creadă pe Hristos, îndrăznesc să-L creadă pe Domnul, îndrăznesc să-L pună pe Dumnezeu în centru. Și cu o viață trăită frumos și cu dorința și cu hotărârile de a se trăi frumos, Dumnezeu nu rămâne niciodată mai prejos. Rămâne credincios promisiunilor Lui. Aduceți-vă aminte de femeia cu scurgere de sânge. A trebuit să îndrăznească, să meargă, să se atingă de poala hainei lui Iisus Hristos. N-a fost o alegere ușoară. O femeie cu problema ei, cu boala ei, să stea între oameni, între cei care îl înconjurau pe Iisus Hristos și cu marea majoritate bărbați, să stea acolo, să-și facă loc printre ei. Dacă Domnul n-ar fi apreciat îndrăzneala ei și curajul ei și dacă n-ar fi avut parte de acea vindecare extraordinară, cel mai probabil ar fi fost omorâtă cu pietre pentru curajul ei. Pentru că uneori când oamenii vor să aibă o anumită îndrăzneală fără de a-L pune pe Dumnezeu în centru, doar așa să treacă puntea, să zică-L cred și eu pe Dumnezeu de momentul ăsta, nu se întâmplă mare lucru, dar în momentul în care omul, acea încredere, acea îndrăzneală sfântă, acel curaj de a-L pune pe Dumnezeu în centru vieții, e susținut de o viață frumoasă, Dumnezeu nu rămâne mai prejos, știe Dumnezeu să binecuvinteze și să răspundă. Generația în care noi trăim are nevoie de această încredere înaintea lui Dumnezeu. Uitați-vă la Habacuc, într-un context în care parcă totul părea sumbru. Habacuc, în momentul în care tu spui aici niște pedepse atât de crunte și atât de dure, în momentul în care ești extrem de convins că mânia lui Dumnezeu stă gata să se aprindă, de unde ai tu curajul ăsta să spui? Chiar dacă se vor întâmpla toate lucrurile nenorocite, eu tot mă voi bucura în Domnul. Eu tot îl voi crede pe Dumnezeu, Dumnezeu tot nu mă va lăsa, Dumnezeu tot va rămâne totul pentru mine.
Pentru că e nevoie în vremea asta de oameni care să-și arate încrederea asta înaintea lui Dumnezeu. Când totul se clatină, când parcă totul se spulberă, omul să-și arate încrederea înaintea lui Dumnezeu. Când parcă totul pare cenușiu, când parcă totul pare un dezastru, să mai îndrăznească omul și să spună: eu am un Dumnezeu pe care eu îl trăiesc, îl iubesc, țin la acest Dumnezeu. Știți cum se roagă la un moment dat aici Habacuc? Nu ești tu Sfântul meu? Adică nu ești tu cel pe care îl sfințesc în fiecare zi în viața mea? Nu ești tu acela care trăiesc eu înaintea lui cu foarte multă scumpătate? Pe mine, în tot contextul ăsta cărții Habacuc, m-a interesat foarte tare. Cum de Habacuc, în tot ceea ce se zice până în capitolul 3 la versetele astea, când parcă ți-e și greu să auzi sau să citești ceea ce Domnul pronunță și proclamă acolo, ce urmează să se întâmple, cum de Habacuc a avut încrederea și îndrăzneala aceasta frumoasă să spună: eu tot mă voi bucura în Domnul, dragii mei, pentru că generația noastră are nevoie de oameni care să-și arate încrederea în Dumnezeu de adevăratelea. Încrederea noastră în Dumnezeu a devenit deseori doar un slogan. Îl crezi pe Dumnezeu? Îl cred. No, hai să facem o probă. Crezi că Dumnezeu vindecă? Cred. No, hai să ne rugăm. Crezi că Dumnezeu dă rezolvare? Cred. No, hai să ne rugăm. Dragii mei, deseori încrederea noastră înaintea lui Dumnezeu rămâne, din păcate, în mințile și în viața multora, doar un slogan și atât. Eu m-am dus undeva în zona Clujului și atât am sunat cineva și a zis: frate Alin, vino până la noi acasă, vă rog, nu l-am cunoscut, m-a sunat câțiva frați: bă, vreau omul ăsta să vii până să-i faci ungerea, te rog. Bă, m-am dus cu câțiva frați de acolo. La un moment dat am ajuns la fratele la casă și l-am văzut așa, destul de relaxat, și spun: frate, crezi că Dumnezeu te poate vindeca? Și el a zis: da, cred. Crezi din toată inima? Din toată inima cred, o zis. Crezi că Dumnezeu poate să ia boala din trupul tău? Frate Alin, cred din toată inima mea. În momentul ăla, eu i-am făcut ungere, am pus mâna pe capul lui și am zis așa, destul de, cu o tonalitate destul de joasă, și am zis: Doamne Iisuse, te rog frumos să faci potrivit cu credința acestui bărbat, amin. N-am ajuns la Dej când am primit telefon și o zis: bă, nici Nemes nu mai aici a fost. Serios? Că toți așteaptă ca tu să ai încrederea, nu el, el o exprimă, dar când trebuie să o arate, nu mai arată. Că el o spune: da, cred. Ei, când trebuie să aibă acea îndrăzneală și să spună: Doamne, îndrăznesc la tine, se spulberă ceva. De ce? E atât de trist și atât de greu când încrederea noastră înaintea lui Dumnezeu și faptul că îndrăznim rămâne doar la nivel de slogan. Habacuc a avut curajul să spună și a rămas pe paginile Sfintelor Scripturii într-un context trist, ciudat, sumbru. A avut puterea să aducă acea pată de entuziasm: eu tot mă voi bucura și îndrăznesc să spun că Dumnezeul meu va rămâne tot la fel de puternic, tot la fel de bun, că Dumnezeul meu tot se va ocupa de mine. M-a interesat foarte mult pe ce s-a bazat Habacuc în momentul în care a avut curajul, în tot contextul ăsta, să-și arate o astfel de încredere, să îndrăznească la o astfel de încredere. Și ascultați, ca să poți să-ți arăți o astfel de încredere și să îndrăznești să-L crezi pe Dumnezeu în toate detaliile vieții, e obligatoriu în viață omul să trăiască în fiecare zi, notați, vă rog, cu reverență. Știți de ce în viața multora încrederea și îndrăzneala au doar o barieră și sunt doar până într-un punct, doar un slogan? Pentru că până în momentul în care trebuie să-ți arăți încrederea în Dumnezeu, omul, din păcate, nu trăiește cu reverența cerută de Dumnezeu. Habacuc era un om al lui Dumnezeu care știa că el e un Dumnezeu sfânt, că înaintea lui Dumnezeu reverența, respectul, atitudinea aceea de reverență înaintea lui Dumnezeu n-are voie să lipsească niciodată. Știți cum îl privea Habacuc pe Dumnezeu? Ascultați, Habacuc capitolul 3 cu versetul 10. Și ascultați ce spune Habacuc în rugăciunea lui: la vederea ta se cutremură munții,
Se năpustesc râuri de ape, adâncul își ridică glasul și își înalță valurile în sus. Soarele și luna se opresc în locuința lor de lumina săgeților tale care pornesc, de strălucirea suliței tale care lucește. Tu cutreieri pământul în urgia ta, zdrobești neamurile în mânia ta. Uitați-vă la Habacuc cum îl vede pe Dumnezeu și cum se raportează la Dumnezeu. La vederea ta se cutremură, Doamne, munții, munții la care noi nu le deținem controlul. În momentul în care omul nu mai are acea reverență, acea teamă, acel respect înaintea lui Dumnezeu, în momentul în care omul nu-și mai arată, dacă vreți, acea atitudine de reverență înaintea lui Dumnezeu, ascultați-mă, încrederea e doar un slogan. Dar în momentul în care omul își arată reverența, conștient că e Dumnezeul Sfânt care ne privește, în momentul în care, spre exemplu, intrăm în locașul ăsta de închinare, dragii mei, am ținut mult să mai subliniez încă o dată în punctul ăsta din predică, aici e un loc sfânt și Dumnezeu tronează aici. Aici, când omul intră, trebuie să fie conștient că dacă la vederea lui se cutremură munții, soarele se ascunde, eu, muritorul de rând. De ce deseori omul își permite ca înaintea lui Dumnezeu, unui Dumnezeu atât de mare, atât de puternic, atât de sfânt, să trăiască fără de reverență și fără de respect, luându-L pe Dumnezeu așa ca pe orice om de pe stradă. Oh, să ne păzească Dumnezeu de astfel de stări. Din păcate, generația asta a cam pierdut reverența înaintea lui Dumnezeu. Din păcate, generația asta de oameni a cam pierdut respectul față de Biblie. A cam pierdut respectul față de Iisus Hristos. Și când vine încercarea și vin momentele sumbre, ai îndrăznit să spui, Doamne, știu că ești cu mine, dar n-ai curajul. Și dacă îl spui, îl spui numai de ochii lumii, că se uită alții la tine. Dar nu e încă acea îndrăzneală și acea încredere că așa este, că Dumnezeu nu te va lăsa. Și chiar dacă nu vor mai fi boi în graș, și chiar dacă pământul nu-și va mai da rodul, și chiar dacă toate lucrurile vor lua razna, Dumnezeu rămâne același. Deseori, încă o dată, repet, rămâne doar la nivel de declarație. Pentru că omul și-a pierdut reverența. Uitați-vă în jurul nostru, deseori, cum oameni în prezența lui Dumnezeu, aici, spre exemplu, uită că e Dumnezeu prezent și că atitudinea noastră, starea noastră, trăirea noastră, gândirea noastră, ce vreți dumneavoastră, tot ce ține de noi, sunt sub privirile unui Dumnezeu puternic. Eu mă mai duc la câte o evanghelizare și când mai văd așa câte un pic de forfotă, îi întreb, care dintre voi credeți că Dumnezeu e prezent aici? Și toată lumea ridică mâna sus. Credeți că Dumnezeu e prezent aici? Da. Știți că Dumnezeu cere reverență și sfințenie? Da. No, când ăla de lângă voi vorbește, săfoiește, are, nu știu, altceva în minte, dați-i câte un coț și aduceți-i aminte că Dumnezeu e prezent acolo. Preț de o oră stau oamenii liniștiți. Mai apoi uită că Dumnezeu cere aceeași reverență. Pentru că, dragii mei, mersul meu pe stradă trebuie să fie cu aceeași reverență sub privirile unui Dumnezeu. Comportamentul meu și al dumneavoastră în trafic trebuie să fie cu aceeași reverență, că e Dumnezeu care ne privește. În biserică aici, portul nostru, inclusiv modul cum ne îmbrăcăm. Eu nu sunt specializat pe Evanghelia textilă, dar trebuie uneori să fac sublinierea asta. Inclusiv cum omul se îmbracă, trebuie să fie conștient că e înaintea lui Dumnezeu și e sub privirile lui Dumnezeu. Că Dumnezeu cere, are, dacă vreți, pretenția lui Dumnezeu, conduită aceea de reverență și de sfințenie înaintea lui Dumnezeu. Când omul vine, trebuie să se apropie cu frică, cu teamă, cu tremur, că Dumnezeu e sfânt. Oh, dacă aș ști cât de tare doare în inima mea că mulți din vremea asta au uitat de reverența înaintea lui Dumnezeu. Ascultați ce zice Habacuc, Habacuc 1:13. Ochii tăi sunt așa de curați că nu pot să vadă răul și nu pot să privești nelegiuirea. Acum gândiți-vă dumneavoastră la următorul aspect. Venim aici în prezența lui Dumnezeu, locul unde trebuie să ne arătăm reverența obligatoriu, dar nu doar aici. Viața noastră care e sub privirea lui Dumnezeu. Ca eu să pot să am acea încredere neclintită că Dumnezeu nu mă lasă, e cât se poate de obligatoriu să înțeleg că ochii Domnului nu pot să vadă nelegiuire.
Ceea ce înseamnă că omul trebuie să trăiască cu atât de multă atenție și să spune: eu nu pot să-L supăr pe Dumnezeu, pentru că mi-arăt reverența și respectul, pentru că e un Dumnezeu sfânt. Înțelegeți dumneavoastră de ce unii oameni își pierd încrederea și nu mai pot să o aibă, e pe mâna lor? Pentru că lasă deoparte acea reverență frumoasă, sfântă, înaintea unui Dumnezeu puternic. Venim aici în biserică, revin un pic la biserică. Vă rog, să nu uitați niciodată că este un locaș închinat lui Dumnezeu. Să nu uitați niciodată. De la cel mai mare până la cel mai mic copilaș trebuie să știe că locașul ăsta e închinat Domnului. Că nu-i sală de spectacol, că nu-i sufrageria lui nimeni, că nu-i bulevardul lui nimeni să se plimbe, că nu-i parcul lui nimeni să stea pe jos și să arunce cu papucii. Nu, ăsta e un loc sfânt. Vă rog, pricepeți asta. Ăsta e un loc sfânt. Nu-l călcăm în picioare spunând: dar ce să-i fac la ăsta mic? Serios, nu merge. Justificările astea n-au valoare. O, Dumnezeu nu va zice: da, mă, n-ai avut ce să-i faci, cred că te înțeleg. Nu. Ăsta e un loc sfânt. Când venim aici, vă rog, cu aceeași atitudine de reverență în îmbrăcămintea noastră. Da, eu țin foarte mult la capul acoperit, pentru că nu e o regulă, nu că cineva vrea să fie. E vorba de Dumnezeul care a cerut asta. Veți găsi nenumărate contexte în Biblie în care, spre exemplu, veți vedea, zice, s-a dus la preot și și-a dezvelit capul, ceea ce înseamnă că s-a dus cu el învelit. O, dragii mei, ascultați-mă, nu-i rușinos, stimate surori, nu mă ocup de Evanghelia textilă, dar vă rog, permiteți-mi sublinierea asta, nu-i rușinos să ai curajul să-ți arăți reverența când vii aici la închinare. Nu-i rușinos, deloc, deloc nu-i rușinos. Nu-i rușinos, stimați frați, dragi tineri, să veniți îmbrăcați frumos, elegant, ăia care mai forțează primăvara cu gleznuțele goale. Penibil, vă rog, înțelegeți-mă, ciudat, ciudat. Cu nu-i cu nimic mai cool. Mai nu știu cum, hai că am luat-o și un termen, așa să mă înțeleagă și ăștia mai tineri. Nu-i cu nimic mai wow, nu! Dumnezeu nu-i impresionat de pornirile vremurilor ăstora, nu! Dumnezeu îi va rămâne mereu impresionat de oamenii care îi arată reverența lor, care îi arată respectul lor, care îi arată acea închinare cu teamă, cu frică. Pe mine mă mai întreabă câte o soră: frate Alinde, cam cum trebuie să stea baticul? V-am spus, nu mă ocup de asta, dar vă spun părerea mea dacă vreți. Eu întotdeauna am apreciat stilul așa ca și italiencile, cu șalul ăla pus așa frumos. Apropo, toate sororile cu curaj vă provoc la asta. Bă, îți arăți reverența, ai totuși acea atitudine, bă, e Dumnezeu care mă vede. Am nevoie de acea încredere. Se pierde încrederea. Când omul nu trăiește cu reverență, se pierde încrederea. Și vii în fața situațiilor grele și Doamne, bă, crezi? Cred, nu mai zic că cred eu, că eu mă rog pe baza credinței tale. Să-i vezi numai pe oameni, băi, zi tu mai tare un pic, că poate. O, dragii mei, avem de atâtea ori nevoie în viață să ne arătăm acea încredere. Că Dumnezeu rămâne pentru noi chiar dacă se clatină lumea asta. Că Dumnezeu ne ascultă strigătul aici în biserica asta. Au fost momente și vor mai veni vrând nevrând și dacă nu ne le dorim. Când vor trebui să facem front comun și să întrăznim înaintea unui Dumnezeu care mai poate să mai dea viață. Și să strigăm: Doamne, mai lasă-L, mai las-o. Mai arată-ți puterea, Doamne, mai vindecă. O, ascultați-mă bine, uneori când provoc la câte o rugăciune de genul ăsta, prin inima mea trece, bă, mai sunt oameni cu reverență pe care să-i asculte Dumnezeu sau nu? Biserica e frată, are nevoie de oameni care să trăiască cu reverență, cu sfințenie, conștienți că Dumnezeu îi supraveghează. Ochii tăi, O zis Habacuc, sunt atât de curați că ei nu pot să vadă răul și nici nu pot să privească nelegiuirea. Atunci cum mi-aș permite să vin aici, după o săptămână cu viața terfelită, fără să fiu conștient că și de luni până sâmbătă seara Dumnezeu tot mă privește, că tot cu reverență, aici tot cu reverență, Dumnezeu să ne ajute pe toți. Amen. 2. Știți când oamenii
pot să aibă această încredere. Și Habacuc, când a avut această încredere, când omul ia seama la avertizările lui Dumnezeu, notați, Domnul și în pasajul ăsta a făcut câteva avertizări care sunt foarte importante și am să vă le citesc. Și ascultați, Habacuc capitolul 2 cu versetul 6, partea a doua. Vai de cel ce adună ce nu este a lui. Habacuc capitolul 2 cu versetul 9. Vai de cel ce strânge câștiguri nelegiuite. 2 cu 12. Vai de cel ce zidește o cetate cu sânge. Adică vai de cel ce construiește ceva producând dezastru în jurul lui, cu alte cuvinte, care întemeiază o cetate cu nelegiuire. Habacuc 2 cu 15. Vai de cel ce dă aproape lui său să bea, vai de tine care îi torni băutură spumoasă și îl amețești ca să-i vezi goliciunea. Habacuc 2 cu 19. Vai de cel ce zice lemnului, scoală-te, și unei pietre mute, trezește-te. Biblia asta e plină de avertizări. În momentul în care omul nu mai ia seama la avertizările lui Dumnezeu, nu mai trăiește cu reverență și cu respect și nu ia seama la avertizările lui Dumnezeu, încrederea lui rămâne doar la nivel de declarație. Pentru că se pune așa, dacă vreți, ca și calcarul pe mașina de spălat și nu mai ai puterea să mai mergi înainte și să zici, bă, cred că Dumnezeu poate. Rămâi doar cu imaginea că ești ceva. Dar când trebuie să mijlocești, când trebuie să crezi, când trebuie să încurajezi pe alții și tu ești în cuptor, nu mai ai acea încredere că Dumnezeu rămâne puternic. Știți de ce? Că omul n-a luat seama la avertizările lui Dumnezeu. Dragii mei, aici în Biserica Efrata, prin cântările cântate, prin poeziile care se recită, prin predicile care se vestesc, un om care stă cu reverență va prinde toate avertizările lui Dumnezeu și va sta foarte atent ca să nu cumva să calce în picioare aceste avertizări, ca nu cumva să îl pună pe Dumnezeu undeva în derizoriu, ca nu cumva Dumnezeu să rămână undeva departe și să nu se mai poată bucura de trăirea frumoasă. Omul care vrea să aibă parte de încrederea lui Habacuc, ascultați-mă bine și țineți minte, notați în dimineața asta, e omul care ia minte la avertizările lui Dumnezeu. O, poporul din vremea de astăzi, când îi atrage atenția, prima reacție e să se agite. Mie îmi spui? Dragii mei, Biblia asta are atât de multe avertizări pe care nu avem voie să le călcăm în picioare. Și trage atât de multe semnale de alarmă Biblia, și trage atât de multe semnale de alarmă Sfânta Scriptură și le spune oamenilor, oameni buni, înțelegeți că Dumnezeu e sfânt, că nu-și poate permite omul minciuna, că nu-și poate permite omul ura, că nu-și poate permite omul trăirea neorânduială, că nu-și poate permite omul să calce Biblia în picioare și să creadă că Dumnezeu stă undeva plictisit în cer, că Dumnezeu zice Biblia, veghează asupra acestui cuvânt al lui și se uită peste fiii oamenilor și se uită și la făget, după multele avertizări a lui Dumnezeu. Oameni buni, opriți-vă! Mai luați Biblia, mai luăm trăirea în sfințenie, în biserică, pe stradă, la școală. Oh, în generația asta de tineri care e atât de ciudată, toți vor să încerce toate nemerniciile lumii. Oh, dragii mei, ascultați-mă, Biblia are avertizările clare pe care dacă omul le calcă în picioare, va suporta acele consecințe dure. Și nu va putea să mai aibă acea încredere, bă, Dumnezeu e cu mine. Ia ziceți dumneavoastră, când erați copii, dacă ați călcat în picioare toate avertizările părinților, mai aveați încredere să mergeți și să-i spuneți că vreți ceva puternic? Nu. Dar de ce? Dar dacă vă întreba un coleg de joacă, bă, maică ta e de treabă cu tine? Spune că da. Crezi că dacă te duci? Spune că da. Știți de ce? Pentru că era doar la nivel de declarație. Dar pentru că tu știai că ai călcat avertizările lui Dumnezeu în picioare, a părinților în picioare, nu mai avea aceeași îndrăzneală. S-a pierdut îndrăzneala. Pentru că prea mulți calcă avertizările lui Dumnezeu în picioare. Biserica își pierde puterea.
Oamenii nu mai au îndrăzneală sfântă, nu mai au acea încredere care să miște inima lui Dumnezeu. Vă rog, înțelegeți că Biblia asta trebuie trăită. Biblia asta trebuie trăită. Asta trebuie pusă în inimă și în viață. Avertizările Sfintelor Scripturi, în toate contextele ei, trebuie luate în seamă. Nu sunt așa doar că, hai să mai scrie Biblia ceva, trebuie luate în seamă. Noi, ca și slujitori, suntem cât se poate de responsabili să veghem ca oamenii să trăiască cu reverență și să ia seama la avertizările Bibliei. De-aia adevărat, unii oameni cred că avertizările sunt doar o poveste, că de fapt viața e a lui și că nimeni nu trebuie să se intereseze ce face el, ignorând pur și simplu ceea ce trasează Biblia. Vă mai lansez o provocare, vă rog, luați Biblia asta, citiți-o în fiecare zi și puneți în aplicare tot ce găsiți aici bun, toate poruncile lui Dumnezeu. În al treilea rând, dragii mei, că leg de punctul ăsta, știți de ce oamenii își pierd încrederea? Și de ce oamenii nu mai iau seama la avertizările lui Dumnezeu? Pentru că nu-L mai consideră pe Dumnezeu ca Cel ce poruncește. Vă rog, notați asta. Când nu-L mai consider pe Dumnezeu ca Cel ce poruncește, tu nu te mai supui poruncilor. Dar vă spuneam cum l-a văzut Habacuc, înaintea ta se cutremură munții. Înaintea ta se ascunde soarele. El, la care noi nu putem să-i poruncim nici la munte, nici la soare. Cel care poate să poruncească muntelui și soarelui e Dumnezeu. Ce ziceți dumneavoastră? Îi se supun astrele, îi se supune universul, eu, muritorul de rând. Cum să-și permită un om să spună, lasă-mă bă, că-i viața mea, nu-mi poruncește mie nimeni. Serios? Nu merge. Omul trebuie să-L ia pe Dumnezeu ca pe Cel ce poruncește. Adică, spuneți-mi dumneavoastră, după o poruncă și după un ordin, un om care e înrolat într-o armată, ce face? Îl execută. Armata lui Hristos, ce fac unii? Îl analizează, după aia îl comentează, după aia încearcă să-i schimbe sensul. Serios? Nu merge. Înțelegeți că Biblia aceasta e porunca lui Dumnezeu și că omul trebuie să împlinească și să execute poruncile lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Amin. Uitați-vă la Petru, vă spuneam de umblarea pe mare. Știți ce a zis Petru? Știți de ce a avut îndrăzneală Petru să calce pe ape? Petru zice așa, dacă ești tu, poruncește-mi, că eu mă supun poruncilor tale. Și Domnul a zis, vino Petre, eu poruncit el, regele universului, hai Petre. Petre când a auzit porunca lui Iisus Hristos și a pus piciorul pe val, a început să umble pe ape și a fost totul bine până într-un punct. Oh, dar a început mai apoi și Petru să facă analizele poate în mintea lui, să se uite în stânga și în dreapta. Poruncile lui Dumnezeu ale Bibliei nu se analizează cu societatea asta. Nu luăm Biblia să spunem, bă, dar societatea asta trebuie să mai iubim, că e plină de ură, nu are rost să mai iubim. Nu! Ați iubit semeni, ați iubit dușmanii, e porunca lui Dumnezeu. Nu analizăm cu vremurile în care trăim, noi trebuie să ne supunem poruncii lui Dumnezeu, așa cum este ea aici, zic din toată inima, Doamne ajută-ne! Când omul se supune Bibliei și lui Dumnezeu ca cel care poruncește, prima dată eu în viața mea îl văd pe Dumnezeu ca cel care poruncește, apoi îl văd ca cel bun, ca cel care nu mă lasă, ca cel care mă ascultă, ca cel care are o soluție, dar mai întâi de toate îl văd ca cel care poruncește. Și pentru că el poruncește, vin de fiecare dată înaintea lui cu reverență. Și de fiecare dată, pentru că el poruncește, de fiecare dată iau aminte la avertizările lui Dumnezeu. Când omul trăiește așa, când omul trăiește cu reverență, când omul ia aminte la avertizări, când omul se supune lui Dumnezeu ca cel care poruncește, adică nu-i tocmeală. Bă, știi, Biblia spune că trebuie să fii cuvincios, spre exemplu. Bă, și mai vine câte un tupeiș și o tupeistă și zice, las, bă, nu contează, nu vă uitați dacă nu vă convine. Bă, nu-i problemă de asta. Oricum, aici în biserică, tot ce iasă din spectrul duhovnicescului e urât și penibil. Oricum ești urâtă și penibilă, urât și penibil. În contextul în care, indiferent cât de modern te-ai vedea tu, când ai ieșit din spectrul duhovnicescului, oricum ai intrat pe un alt tărâm ciudat. Oricum. Dar contează Dumnezeu care ne privește
Și ne poruncește ca trăirea noastră să fie cu scumpătate și cu atenție și cu frică. E Dumnezeul care poruncește. O, atât de tare, auzi, asculta ce zice Habacuc. M-am dus la locul meu de strajă și stăteam pe turn ca să veghez și să văd ce are să-mi spună, ce are să-mi poruncească, ce are să-mi clarifice, ce are să mă îndrume, ce are să îmi spună să fac. Pentru că, dragii mei, El poruncește și noi luăm seama. Vreau să subliniez asta tare. Vă rog, Biblia și Dumnezeu poruncește. Unii oameni au construit pocăința după ideea lor. Au construit pocăința după părerile lor. Au greșit și unii din trecut, greșesc și unii din generația asta. Dumnezeul Bibliei, ăsta trebuie să rămână mereu în picioare. Părerea mea, dacă nu bate cu Biblia, să nu o luați în seamă niciodată. Părerea altuia, dacă nu bate cu Biblia, nu o luați în seamă. Eu nu inventez porunci. Noi nu inventăm reguli. Noi doar punem în aplicare ce scrie aici. Că ne supunem Dumnezeului care poruncește. Când o biserică înțelege că trebuie să se supună Dumnezeului care poruncește, când o biserică, când o familie, când un grup de oameni înțelege că trebuie să ia aminte la avertizările lui Dumnezeu, că trebuie să trăiască cu reverență și astfel de oameni vin și spun, Doamne, îndrăznim să-și cerem ceva. Spuneți dumneavoastră, nu rămâne Dumnezeu credincios și drept? Ba da. Noi de asta avem nevoie. Biserica Efrata de asta are nevoie. Și în ultimul rând, ascultați-mă, ca să poți să ai îndrăzneală și curaj sfânt, încredere de plină, în al treilea rând, dragii mei, în al patrulea rând, e obligatoriu ca omul să înțeleagă că-și legământul făcut n-ai voie să-l calci. De aia se mai pierde încrederea. În apa botezului, oamenii au spus aici și ați văzut și acum nu de mult aici. Până când vrei să-L slujești pe Dumnezeu? Și aduceți-vă aminte de momentul ăla în care dumneavoastră ați încheiat legământ cu Domnul. Ce ați spus? Până la moarte. Toată viața. Vă întreb eu pe dumneavoastră în dimineața asta, ce se întâmplă când cineva calcă legământul în picioare? Se pierde acea încredere că l-ai călcat pe cel sfânt în picioare. Ascultați ce zice Biblia, Exod capitolul 19 cu versetul 5. Acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul, zicea Dumnezeu, e al meu. Acum, dacă veți asculta glasul meu și veți păzi legământul meu, iubiții mei, în scurte momente urmează să cântăm o cântare frumoasă, să relegăm, dacă vreți, acea relație de prietenie cu tovarășul scump. Dar înainte de asta vreau să vă mai spun scurt. Trebuie să ne cerem iertare înaintea lui Dumnezeu pentru toate momentele în care legământul a fost călcat în picioare. Știți ce am spus lui Dumnezeu noi în apa botezului prin promisiunea care am făcut-o, Doamne, până la moarte, eu voi semăna cu Tine. Până la moarte voi trăi cu reverență. Până la moarte îmi voi arăta în fiecare zi disponibilitatea să fiu atent la semnalele Tale de alarmă. Până la moarte. Și deseori, dragii mei, în generația asta de oameni, legământul făcut se calcă. Dumnezeu rămâne același. Dacă veți asculta glasul meu, dacă veți păzi legământul meu, dragii mei, notați versetul ăsta din Exod 19 cu 5, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi, dacă îl veți păzi, oameni care calcă sfințenia lui Dumnezeu în picioare și legământul făcut, oameni care se îndepărtează de Dumnezeu în mod voit, spunând că nu-i nicio problemă, oameni care nu mai au reverență, oameni care nu mai trăiesc cu scumpătate și nu mai au seama la strigătul lui Dumnezeu,
călcând în picioare ce-au promis într-o zi în apa botezului, ce-au promis lui Dumnezeu: Doamne, o să iubesc fiecare persoană, o să iert fiecare persoană, Doamne, o să fiu bun cu alții, Doamne, nu o să am vorbe murdare, Doamne, cugetul meu va rămâne curat. O, legământul călcat în picioare îți ia încrederea aceea că Dumnezeu rămâne puternic. Și vine încercarea și vine momentul complicat. Și la un moment dat ai vrea să spui ca și Habacuc: chiar dacă știu că Dumnezeu rămâne același, când nu poți să o spui din toată inima doar la nivel de slogan, ține un pic. Un pic, cât e cineva pe lângă tine. Când o plecat ea de pe lângă tine, nici tu nu mai crezi. Dar când viața se trăiește înaintea lui Dumnezeu cu reverență, când omul ia seama la avertizări, când omul îl ia pe Iisus Hristos ca pe Cel care poruncește și noi doar ne supunem, când nu călcăm legământul în picioare, orice ar veni peste viața noastră, vom putea să spunem ca și Habacuc: eu tot mă voi bucura. Dar cum? Pentru că există un Iisus Hristos, un prieten bun, care atunci când îi arăt respectul meu, nu pleacă de lângă mine. Care atunci când îi arăt reverența mea pe care o merită, rămâne lângă mine. Ca atunci când mă supun lui, ca cel care poruncește, rămâne să nu mă lase în ceață, să-mi spună de fiecare dată ce trebuie să fac. Acest Iisus Hristos, dragii mei, în dimineața asta e prezent aici la Efrata și mai strigă: oameni buni, mai vreau prietenia aia curată, sfântă cu voi, care să vă dea curaj și îndrăzneală să cereți în numele lui Dumnezeu și să primim, să se vadă că avem un Dumnezeu care aude. El tot aude. Dar e foarte importantă atitudinea omului. În dimineața asta, dragii mei, vreau să ne facem o analiză cât se poate de profundă. Cum stăm cu legământul pe care l-am făcut în urmă cu 20 de ani, în urmă cu 30 de ani, în urmă cu 70 de ani, în urmă cu 15 ani, în urmă cu un an? Ăștia care v-ați botezat la ultimul botez, cum stați cu legământul care l-ați depus aici? Mai aveți așa reverență? Mai sunteți conștienți că Dumnezeu nu trage semnale de alarmă degeaba? Mai sunteți conștienți că El poruncește și noi trebuie să ne supunem Lui? Ascultați ce a zis Habacuc. Vai de cel ce zice lemnului: pe cum să faci legământ cu Dumnezeu și să te închini la toate lucrurile trecătoare? Vai de cel ce zice lemnului: scoală-te și unei pietre mute, trezește-te. O, unii calcă legământul cu Iisus Hristos în picioare și se închină la tot felul de atitudini murdare. În dimineața asta, Dumnezeu să ne ierte. Acest prieten bun să ne rămână alături. Să putem să zicem din toată inima: Iisus al meu, prieten scump, din zorii tinereții, și cu reverență, cu respect, cu cel care poruncește, vreau să călătoresc până la sfârșitul vieții. Și în dimineața aceasta, dragii mei, la rugăciunea de final, spuneți-i Domnului: Doamne, iartă-mă dacă n-am luat aminte la semnalele Tale. Iartă-mă că uneori n-am mai avut reverență aici, în casa lui Dumnezeu. Uneori, poate n-au mai avut reverență. Doamne, iartă-mă! Pune în mine acel foc care să ardă, că Tu ești sfânt. Eu trebuie să am o închinare curată. Eu trebuie să te arăt pe tine de fiecare dată. Biserica Efrata, vor veni vremuri când îl vom ruga pe marele prieten să ne asculte. Și îmi doresc ca vremurile alea să ne găsească pe toți cu reverență, cu respect, cu poruncile lui Hristos puse în viețile noastre. Când Biblia trage un semnal de alarmă, noi știm că trebuie să ne ferim de lucrurile stricate. Când avem voie să ne călcăm legământul în picioare. Și apoi când vor veni momentele grele, aici în biserică toți, cu mic și mare, după o astfel de viață trăită, strigăm: Doamne, așa cum a zis Ilie altădată, mai fă să se cunoască că Tu ești Dumnezeul meu și că noi suntem copiii Tăi. Și să mai coboare puterea lui Dumnezeu și să vi-i aducă copiii dumneavoastră plecați. Să mai aducă pe ăștia din prin Făget care au nevoie de mântuire. Să mai vindece Dumnezeu aici cancerul. Să mai ia Dumnezeu depresia.
să mai ia Dumnezeu frica, să mai pune Dumnezeu încrederea. O, oameni cu reverență, cu sfințenie, cu legăminte ținute așa cum El le cere, când strigă Dumnezeu, aude.